Nicolae Aurica, născut la data de 14 februarie, ziua îndrăgostiților 1955. Destinul meu a fost ăsta, să am o viață foarte zbuciumată. Am trăit prin momente plăcute, fericite și am trimis și prin momente foarte grele, precum cazul în speță. Deci Constantin Reliu, decedat, declarat decedat. Trăiesc, dar nu pot dovedi. Doamne, gamară, e durerea. Mâinile, dar crei suferință. Doamne, când cineva iubește, mâinile și nu este iubit, mă, draga nenine. Doamne, să n-o crezi niciodată, mă. Nene, că dimpotrivă înșeală. Doamne, pe cel mai scump bărbat, mă. Sunt mort. Tribunalul din Vaslui, cu câteva săptămâni în urmă, a refuzat punerea mea în drepturile de om viu. Soția mea depusese în 2003 un dosar care s-a finalizat printr-un certificat de deces, decesul meu. Sunt bolnav și fără ajutorul vostru îmi voi petrece aceste sărbători și săptămâni viitoare fără bani, neavând posibilitatea de a-i câștiga muncind. Nimeni nu m-a angajat fără act de identitate și nici ajutoare din partea statului nu pot primi, deși am încercat. Toată viața am muncit. La repartierea mea din Turcia, eram bucătar profesionist. De acolo am fost expulzat după un control de rutină al poliției turcești. În Turcia am muncit 23 de ani, iar 3 ani am fost imobilizat la bancă. Da. Ai făcut ce lucru. Paște fericit, îmi spune. E și răspuns. Da? Sunt mort, dar viu. I am dead, but I am alive. Te-ai scris? Îți mulțumesc. Iar a început, la ce te gândești? Mă întreabă și la Facebook la ce te gândești și eu am scris într-o zi, la ziua de mâine. Aici nu e nimic. Acolo jos am căutat. Doar să fie bineva pe sus, aici. Totuși ar putea fi aici. Uite și bricheta am găsit-o. Da, o bricheta am găsit-o, dar glasul de călătorie e mai important. După șantier, 4 luni am, uite cum arătăm. Fiică-mi. Deci eram la pescuit cu nevastă. Doamne, dacă găsesc altul aici, că nu m-a pe masă acolo am văzut. Niciodată nu arunc eu apte. Poate să fie ce o fi, nu le arunc. Uite-l. Ai văzut creierul că a spus numai acolo poate fi? Dacă te prind,
Te fut. Fii sigur. Te țin de aripi. Trebuie să mă apuc și fac cură, că uite, m-a scăpat apa. Doi m-au mâncat aseară, iau mă urcă un doi. În ultimii 15 ani nu a fost așa în Turcia. Aveam respect, aveam bani. Mă simțeam în largul meu. Nu voiam să aud de nimic. De cea mai greu a fost la cutremur. 99, 25 august, 48 și 1 dimineață. Toată lumea dormea. A fost dezastru că s-a murit. N-aveau timp să te salvările, să ridice morții și accidentații. Purgea mai sânge de mine, picioarele. Odată s-a făcut un control unde lucram. Au venit vreo 6 echipaje de poliție și m-a ridicat și pe mine, m-a dus la poliție. A venit un ofițer care s-a portat urât cu mine și m-a întrebat cine e Constantin de Vele. Eu sunt. Prost am fost că câteva oameni au vrut să-mi facă acte. Că mâine, că n-am timp astăzi, eu spuneam, azi n-am timp azi. Bine, când te hotărăști, dăm telefon. Și de unde se concepe că va fi robitul de stat? De unde să îmi treacă mie din minte că se va schimba toată poliția? 100%. Judecătorii, 95%. Procurorii, 95%. Păi zeci de mii de oameni au fost arestați. A fost acoperit pentru că eu, în ultimii ani, lor le-a făcut mâncare. Fiica mea m-a mânat pe mine. Am vrut ca să nu aibă altă tată până la 18 ani. Când am văzut că stă pe șoarele ei, la 18 ani, a șerut țigări. A făcut aici, în casa asta, un balamuc de-a venit de 3 ori poliția. Le-am întrebat de ce n-ai mai așteptat 2 zile să vin și eu. Când am venit acasă, n-am găsit bucățică de tort sau de ceva. Ea a uitat, are 39 de ani acum. De ce mă păzut așa vorbit aici? N-am citit Biblia. Cam auzit că dacă apuci să citești Biblia, trebuie să o termini. Nu poți citi pe paragrafe sau pe... dacă într-adevăr ești credincios. Ei, eu n-am citit-o. Paragrafe am citit. În mână mi-au stat zeci de Biblii mi-au venit. Dar am citit și mi-a trebuit. Spun pe Sfânta Cruci și nu mă feresc de nimeni. Singurul persoană care mi-e frică și mă gândesc la fiecare sfert de secundă este Dumnezeu. Poate un om să jure strâmb atât timp cât se consideră nevinovat. Eu ce am făcut când eram tânăr, mă ocupam cu bifniță. Asta e singurul care m-a ocupat. Toată lumea mă știe pe mine, așa mi se spune, lupul singurat. Alo, da? Da, domnul Reliu. Domnul Reliu, atât. Stimată doamnă, pe scurt vă spun, numele meu a trecut pe mapa mondă, adică foarte multe ziare, reviste, regizori mi-au dat telefon. Și știți că instanța mi-a refuzat punerea în dreptul, pentru că iar eu, acțiunea pe care am intentat-o, acțiunea de apel, adică am făcut apel la un tribunal superior judecătorie, un tribunal, tribunal județean, ei mi-a refuzat. Păi vă închipuiți, eu m-am găsit mort decedat aici în țară. La ora actuală mi-a dat interdicție pe toată viața pe Turcia. La ora actuală nu am cu ce să-mi plătesc întreținerea ăsta. Da. Am un frate în Spania, unul aici în Bărlar și fiica mea, nu, în Italia. Fiica mea și cu un frate sunt în Italia, nevasta e în... nu vor să vorbească cu mine. Ioana Constantin în Italia este căsătorită, că trăiește în concubinaj și căsătorită, nu pot să mint,
Se numește, numele lui este Gilberto. Avocații care au susținut-o s-au bazat numai pe minciuni. A dat un anunț într-un ziar din București în care mă declară decedat. Sunt două declarații a fratelui meu mijlociu în care spune că dacă n-am uitat acasă, înseamnă că a murit. Avocatul a scris în felul următor. Întrebarea mea este, de ce se comportă așa? Am aflat de la avocatul meu. A deschis calculatorul și mi-a arătat în 2013, a deschis proces pentru decăderea mea din drepturi, iar tot ce a rămas din partea mea s-au trecut pe partea lor. Acum le-am stricat toate afacerile, le-am stricat toate planurile. Ei sunt proști, eu n-am nevoie de nimic. Dacă nu se comportau așa, eu dădeam semnătură să le rămână tot lor. Singurul care mi-l doresc este sănătos. Îmi spune fratele meu când mi-a adus cheia după 4-5 zile din Italia, mi-a trimis-o nevastă mea. Îmi spune aici, ai grijă să nu umbli în lucrul ei, cât mai stai pe acasă, ai grijă ce faci. Păi cum măi frate, asta e casa mea? Cred că doctorul ăsta m-a trimis aici. Să întrebăm aici dacă faci paralizie. Știți cum vă dă un lucru pe aici? Păi mai este una. Întrebați acolo. Da. Dar vii, dar vreau să întreb aici. E scump. Eu am o situație mai deosebită. Sunt declarat deședat. Sunt bolnav, a rămas fără bani, stau de 4 luni aștept și nu pot permite, e 40 lei, 37 de lei. Thank you.
oare în țara asta, acei ce au fabricat Constituția, legile țării, oare ei nu s-au gândit oamenii aia care s-au considerat capabili, profesioniști în a face legi? Nu s-au gândit la lucrul ăsta? Suntem cei mai buni prieteni și o să vadă nevastră. Înțelegi, doar că uite cine e. Doamna prințesă, să nu rog. Dacă se rog, nu asta nu face nimic în loc. Da, coza cu cardul ați văzut-o? Nu vine. Normal trebuie să vină pe numele meu, pe pagina mea. Nu este. De ce nu vine, nu știu. Eu am scos și niște... Am scos cătină. Ai grijă că cătina asta e foarte periculoasă. Nu e periculoasă. E foarte bună cu mierii de albine și cu lămâie. Nu-i cătină. Iure. Din Pucitera, dar acolo ne luam. Pune-le la treabă? Nu, ha. Hai, ieși! Fugi! Lasă-mi. Da. Deci, Patria Bank, așa, tip cont curent. Asta eu la mine s-am înapoi eu. O iei, da. Nu mă fetiți dacă mi-ai dat-o mie. Da. Asta nu mai stau să spun, n-am creionat. Eu când vin oamenii pe aici, dar nu când de Paș vii la noi. Duminică, luni. Vine și mițul cu nuții de la Galați. Suntem împreună. Tutun și ai făcut tu țigări, da, nu? Eu le fac. Am dat telefonul lui Iza, să-i vorbesc cu rătia. Am dat telefon să-l întreb. Măi, lasă-l în pace. Sunt supărați toți. Mimi, Gelu și Luiza. Lasă-i acolo supărați. Nu se pace așa ceva. Așa am chemat televizorul. Cine îmi plătea? Hai că părerea dacă dar avem de deamă. Dar nu se face așa ceva, indiferent cât ai greșit tu, că nu ai dat niciun semn. Ei nu aveau dreptul să te trateze așa. Cred că ai observat ce a spus. Părerea ei personală. Nici n-am vorbit cu ea înainte. Nu s-a așteptat ca cei din familia mea să facă așa ceva. Este cea mai veche prietenă al nevastei mea și s-o fie cel mai primul, eram de copii. Copiii de 2-3 ani eram împreună cu soțul ei. Așa prostie omenească ai văzut. Un kilogram, 90 de lei, mă costă ca să trimit. El ți-a adus să se intereseze cât costă ca să vină înapoi. De cea mai mare calitate tutun, de cea mai bună calitate, 80 de lire. Hai, 85 de lei. 85 de lei costă marfa și 90 de lei. Spune-mi și tu. Ești cu PSD-ul? Da? Păi când m-am născut, era Gheorghe Iudeș, după aia a venit renumitul Ceaușescu, după aia a venit Escrocute Iliescu, comunist în răid, după aia a venit Constantinescu. Prin 90 ceva am început să plec în Turcia. Timp de 14 ani n-am știut cine e președinte, cine e primar, cine e prim-ministru, n-am știut nimic. După aia am aflat că am deschis un program de televiziune românesc, după 14 ani, am aflat că era președinte fostul ministru al transporturilor, un marinar, nu știu cum îl cheamă, Băsescu. După Băsescu a venit acest om de origine neamț. În Turcia se spune că ar fi rudă cu Merkel. Nu știu dacă e adevărat. Ce femeia în general mai greșește? Și bărbații greșesc. Nu trebuie să te gândești la asta. La noi în familie n-a fost nimeni care să dea divorț. De-aia
N-a fost nimeni. Sunt primul și singurul din familie. Da, primele 3-4 luni eram fericit după ce am, hai să spunem 5 luni, după ce am început să aflu aventurile ei, m-am răcit, nu mai eram normal. Nu mai eram normal. Eram cu totul altfel. O lună se purta frumos, o lună nu mai țipa. De câte ori m-am dus eu și m-am culcat la prieteni, nu suportam. De la nimic, veneam acolo, veneam în țară pentru 4-5 zile, o săptămână, stăteam acolo, făceam eu rebus, pe vremea mea nu exista rebus, am început să fac eu rebus. Până dimineață făceam rebus, la a doua zi sau a treia zi mă întreba când pleci. Păi tu în loc să fii mulțumită că vin acasă, să stăm împreună, stăm de vorbă, tu mă întreb când pleci. Ei, în momentul ăla că ei îmi reproșează acum, de ce nu am dat telefon să vină să mă ia? Nu punea nimeni un leu. Nevastă mi-a fost învățată cu bani. Și eu ca să stau în sufragerie, să dorm, ea să vină să culce cu amanții, nu-mi convenea. Eram într-o perioadă care nu puteam răzbuna. Am ținut 40 de ani în cap chestia asta. Femeia asta trebuie să mă răzbun. Eu am considerat că cea mai mare răzbunare să nu dau divorț. Eu am considerat că cea mai mare răzbunare, fără să o bat, fără să dau divorț, o să chine singur. Toată lumea mă întreabă, toți doctorii mă întreabă, de ce ați plecat atâția? Când le-am spus de... Au tăcut toți. Zic, dumneavoastră, doamna doctor, ați auzit de așa ceva? Ce... Ia să iau cămuri să te vinde. Ce-a putut să intri într-o geantă? Știi câte haine am acolo? A rămas uimit. Din tot ce am avut eu, uite ce a lăsat, n-a aruncat. N-a lăsat o șosetă. Eram pachetat în câteva prosoape, într-o pungă aici. Uite. Ce purtam la 40 de ani. Nu ai calitate. Mă crezi? Aia deși n-a aruncat-o. E păstrat-o la bărbaș. Bună, Adina! Mă vezi? Bună seara, ce faci? Da, mă văd. Am nevoie de numărul de cont al lui Cornel în lei, nu în valută. Eu v-am trimis poză cu cardul, că așa am înțeles. Da, dar nu mi-a venit nimic pentru ajutorul meu, pentru că n-am bani de buletin, de pașaport, de medicamente, de doctor, de peste tot, numai bani trebuie. Eu n-am nevoie să mă îmbogățesc, am nevoie de câteva mii de lei ca să pot mă pot descurca. Am 56 de lei apa și 118 lei electricitatea. Nici primarul n-a reușit, uite, mi-a făcut analize astăzi. Sânge, glucoză, uite, trimitere. Și tot dumnealui mi-a adus la București cererea de recurs. Tu știi, vă știți care e situația mea acum, pe cuvântul meu de om. 3 zile n-am fumat. Mie nu-mi dă mâncare o săptămână. Dacă nu-mi dai țideri, sunt un om mort. Doamne, e defect telefonul ăsta până la Dumnezeu. Am marele avantaj că încă mai funcționează creierul, până când nu știu. Dar astăzi mă simt mult mai bine. Poți să încep? Am primit indicația că trebuie să scriu ceva în care să justific plecarea mea din țară. Că altfel voi încurca și eu. Privind declarația judecătorească a morții mele, fabricată de părâta Constantin Ioana. Fabricată.
recăsătorită în Italia, devenind astfel bigamă. Stimate domn președinte, nu am nevoie de această femeie, ci doar solicit daune morale și materiale din partea ei. În 4 luni am trimis bani pentru apartamentul actual. Ăsta în 4 luni de zile l-am cumpărat. Cu bani, da. 2 coapse rupte în partea stângă și 1 coapsă în partea dreaptă. Mâna dreaptă fracturată în 2 locuri. Mâna stângă tăiată la urmă. Am stat la pat imobilizat în gipsuri 1 an și 8 luni. Fără să mai adaug și celelalte lovituri. Am diabet avansat. Mi-a fost rupt maxilarul, am avut 4 operații pe maxilarul, pe maxilar și mi-au scos toți dinții, a rămas doar unul. Stimate domn președinte, cu scuzele de rigoare, vă voi explica culmea paradoxului absolut. I-am cumpărat mașină, Opel Sport, bijuterii, sute haine de piele și alte valori care nu mai sunt. Cumpăram marfă și o vindea la diferite buticuri. Când o întrebam unde sunt banii, îmi spunea că s-au spart magazinele și nu a fost prinși foții. Părâta a trecut pe numele ei apartamentul, a vândut totul din casă, nu mi-a lăsat măcar o șosetă, a vândut mașina, a împărțit casa, a luat totul și a plecat în Italia unde s-a căsătorit cu un om bogat. Câteodată nu venea acasă, seara acasă, motivând că lucrează la bilanț, fără să dea telefon. A fost surprinsă de paznic, în paranteză Ion, în timp ce avea relații sexuale. A fost prima oară când mi-am dat seama că jumătatea mi-am ales-o greșit. Ultima mea venire acasă, în 1992, mi-a pus capac la toate. Am aflat de la rude și vecinii din bloc, a trăit cu un locotenent de armată 2 ani. Pagina 3. În ziua în care am aflat de această aventură, seara, la orele 2 noaptea, am intrat în cameră, am spus că sunt soțul ei, s-au speriat cei de locotenent și m-au dat afară. Am fost orgolios, mi-a fost rușine să explic altora și altora și am pierdut. Am mers la la medici ginecologi, am cerut explicații și mi-au spus: unde ai găsit această femeie? Ea este din naștere cu probleme, o combinație a hormonilor feminin și masculin. Se depila de 2 ori pe săptămână, având comportamente diferite, fiind în vizită la sora ei, să fie atent. M-am trezit din somn, speriat, stând în genunchi, la marginea patului, practicând sex oral, fără voia mea. Ai auzit? Ăsta e lucrul adevărat. Îmi spune. Doamne, și-am fost la mea nevastă. În brațele unui prieten. Doamne, cu drag se desmerita, mă. De la aeroport am luat un tichet călătoriei 2 persoane până la Gara de Nord. Am ajuns la Gara de Nord. Am văzut că primul tren este pe la 12 spre Bârlad. Mi era foame, m-am dus și am luat 2 cârnăciori. Am mâncat și am băut o bere. Aia din otopeniu este așa, ești caz unic de 15 ani dat dispărut. De ce dat? Zic, unde mă duc eu acasă? Ce fac? Nu știu nimeni. Ce e mamă? Unde e mamă? Unde e slății? Nevastă este? Fată este? Nu știu nimeni. Și ce eroi ca să te gândești la toate într-un singur moment. Nu știam de ce stare să mai iau. Am venit aici, erau perdele trase, balconul a fost schimbat. Am văzut comanda, am bătut 33, spuneam, deschide, sunt eu Aureliu. Nu a răspuns nimeni, nu era nimeni acasă. După aia m-am dus la maică-mea. Jumătate de oră strigam pe frați, ieșiți afară, toți câinii din hala strigau. A trecut mașina poliției pe lângă mine, n-a zis nimeni nimic. Am plâns timp de o oră pe stradă, peste tot plângeam, vorbeam cu fiica mea și nu mă jignea, nu m-am jignit. Doamne, cu ce ai făcut de mine? Are ceva deosebit?
să nu fie, nu știu, dar nu văd bine. Soarele mă deranjează. Lângă biserică. Și nu mă orientez. Scrie parcela, lotul. Foarte ușor de recunoscut, Ali. Nu mi-aduc aminte atunci când ne-a fost înainte, dar știu că e după casa mea. Mausoleul aici. Acolo era liber. Deci drumul e acolo. Mausoleul. De aici în spate la mausoleu. La pantaloni. Totul și m-a spălat. Cât e șasul? N-am făcut nimic, nu am. Am studiat internetul și am citit, am făcut bulat atât. Da, îmi revin. Bașcan beledie, amân înacoi, herșei, herșei, gături de bani aici, pe și apă, mă, de bani, anadân. Băi, şu anda iyi gidiyor, iyi gidiyor. Getirdi bana bir kağıt mahkeme için başkent Bükreşt getirdi burası ev diye. Ben imza atayım ve götüreyim her şeyi. Tek bir problem var. Tutun. Bitti tutun anası satayım. O kolay mı menom? Bir paket postane. Geliyor evde. Hiçbir sıkıntı yok. Postane. Benim isim vermiyorum. O benim Cornel Teodorescu, benim arkadaş. Orada sokak, şehir, isim ve ucuz, en ucuz. Normal postane, evet. Otokar büyük para. Başka yer, kargo çok para. Burası en ucuz. Mesela 1 kilo, 1,5 euro. Transport, posta en fazla 2 euro. En fazla 2 euro ne kadar? 9 lira, 10 lira. Gidiyorsun otokar 20-30 lira aşağıda olmaz. İstiyor 2 paket sigara parlamentor. Tamam canım, tamam. Çok teşekkür ederim. Alo nevastă. Asta sunt nepoțelile. Asta e nevastă mea cu... Asta e ea când era în liceu. Asta e fiică mea când era mică. Să faci un calcul câte albume sunt aici. Astea sunt făcute în 2 ani jumate. În 2 ani jumate. Uite, în fiecare poză o îmbrăcăminte. În fiecare poză o îmbrăcăminte. Dacă s-ar face un calcul, în 2 ani câtă costumație, dar în 13 ani. Îți dai seama câtă cheltuială? A zis în bătă. Jumartesi. Da. 7-4. După 40 de ani, am început să-mi placă manelele astea, de calitate. Îmi place mult muzica, în ultimul timp, muzica simfonică. Beethoven, Schopenhauer, Kant. Trebuie să știi să o asculți. Care e viciul tău preferat? Viciu? Sexul. M-am născut cu viciul ăsta, am continuat cu viciul ăsta, am îmbătrânit și tot acolo mi-am ascuns. În noapte, toți oamenii de pe planeta Pământ se nasc, trăiesc și au un act de identitate. Buletinele am văzut că s-au schimbat, sunt gipate, cum se spune, nu? Și dacă nu vreau să... Nu vreau să folosesc gipat, se poate?
Pentru că jipat, în momentul în care te caută, în toată lumea unde ar fi, unde ai fi tu? Prin sistemul satelit te găsește chiar locul. Știi ce mi-a spus poliția de aici, din Bârlad, pe data de 3? Mi-a spus, ai grijă, dacă mori, până nu scoți actele, nu te îngroapă nimeni când ai acte. Nici la cimitir nu te ia, nici la primărie nu-ți dă act de deșeț, nici la... Este posibil așa ceva? Vorbile astea, credeți că nu mă derutează, nu m-au așezat într-o postură încât cel mai inteligent om nu poate să accepte. Mai bine nu spunea. Mă așteptam de multe ori, zic, dacă cineva totuși din familia asta a mea mare puțin respect sau puțină înțelegere sau puțină milă, mă putea căuta, în două zile mă găsea. Mi-am dat seama că nu-l interesează pe nimeni. În momentul după 20 de ani am venit acasă și am observat că după două zile toată lumea era nemulțumită că am apărut. Erau speriați că am apărut. Și la ora actuală mi-au întors spatele toți, în afară de adevărații prieteni. Învierea pentru mine, la vârsta asta, a fost de câteva ori. Am fost de câteva ori bune, cu un picior în groapă și unul în pământ. Și am reînviat, și am reînviat. Cred că asta este ultima reînviere a mea. O altă șansă nu o să mă am. Dar astăzi nu mai e mâine. Scoate actele și după aia fac pedeapsă. A, dar scoate actele atunci. Da. Dar acum, dacă nu faci nimic, nu scoate nimic. E, nonsens. Din jur, din da, doamnă, îmi cer scuze, dar am întrebat cu rugatea. Nu e nicio problemă. Trebuie baterii pentru mașini de cărcat. Au ieșit ale? Am depus hârtiile. Când mă duc în poșetă, n-ai văzut ieri, le pun în poșetă. Sunt multe hârtiuri, trebuie să mă duc cu ele la instanță, la... Ca să nu facem două treceri, am preferat să facem una.
fiica mea a uitat trecutul. Ea îmi reproșează că tama mai părăsit-o pe mama, dar nici mai părăsit și pe mine. Și logica mea, nu știu, poate e logică bolnavă, minte bolnavă, ura mea care s-a stocat în 20 de ani, am zis așa, dacă eu dau un semn de viață lui fiica mea și îi trimit bani, ea e parte cu maică-sa. Las-o pe mama să fie fericită. Tu n-ai nicio șansă să o aduci pe... Păi zic, mă, fata, dar mie nu-mi trebuie șansă să o aduc. Pe mine mă interesează de ce m-a declarat... Fratele meu, știi ce îmi spune? Așa a vrut gurița ei să te dea de celălalt. N-a vrut să te ia divorț. Dacă o să ne întâlnim la proces și s-ar așeza în genunchi și și-ar cere iertare, o las în pace pentru toată viața. Dar datorită arogației, mândriei și a modului de a se comporta, n-am să lăsăm pașul cât mai trăiesc. A fost excuzat. Dacă voi nu mă dădeați decedat, eu rămâneam acolo. Nu vă derăjam toată viața, acolo muream. La tine ca mormânt.